plecat și-am colindat, măi dorule. Lumea de la cap la cap, măi dorule. M-a întrebat, măi dorule, de ce mara munie drag, măi dorule. Multă lume m-a întrebat, măi dorule, de ce mara munie drag, măi dorule. Iar eu vreau să-i zic acum, măi dorule, moroșeni-au suflet bun, măi dorule. Toate aplauzele din lume pentru acești oameni minunați și pe lângă aplauze și diplome frumoase ca semn de prețuire și respect pentru al nostru drag prieten pe care vă rog din nou să-l aplaudați. Dacă aș ști dumneavoastră ce suflet are Costel Popa, nici nu vă imaginați. Costel Popa, ai o diplomă. Și mulțumirile marelui public care astăzi ți-au fost alături. O diplomă pentru Suzana Vlad. Nu se aud? Acum se aud și ne place și ne simțim bine. Și aceleași aplauze furtunoase le vreau și pentru Daciana Vlad. Acești oameni care
vă poartă cu dragoste în suflet, ori pe unde pașii vieții îi duc. Vreți să spuneți ceva? Putem noi să nu spunem ceva așa, să încheiere? Nu se poate, că sunteți la voi acasă și aveți păi tot nu. Dreptul. Trebuie să încheiem frumos și să le mulțumim din toată inima la acești oameni frumoși care au avut răbdare să stea până la final. Ne-am bucurat că acolo în spate copilașii care au fost prezenți au început să danseze. Înseamnă că am ajuns și la sufletul lor. Și cum a spus ultimul cântec al nostru, că-i moroșan sau ardelean, tot rămânui dintr-un neam. Așa că nu contează de unde vii. Mulțumim! Nu contează unde te îndrepți, nu contează din ce familie vii. Trebuie să fii mândru că ești român. Trebuie să fii mândru că te-ai născut în această țară, care încă mai este păstrătoare de tradiție, de folclor și de tot ce înseamnă valoare. Așa că, dragi săliștieni, dragi oameni prezenți care ați venit din Cluj, Bistrița, Agnita, după cum s-a menționat, Dorna și așa mai departe, și vouă, dragi consăteni, vrem să vă mulțumim din tot sufletul că ne-ați ascultat cu drag și sperăm ca fiecare cântec să vă rămână acolo în suflet, pentru că noi l-am dăruit cu suflet. Iar dacă doriți să achiziționați un album, să-l aveți în sufletul dumneavoastră și în casa dumneavoastră, în spate când ieșiți acolo este frățiorul nostru. Vrem să mulțumim încă o dată colegilor noștri că au fost aici și merită încă o dată toate aplauzele dumneavoastră pentru cântecul frumos pe care l-au adus și pentru inima bună pe care o au. Doamne ajută, dragi români, să ne vedem cu bine!